Dumnezeul nostru din fiecare dintre noi, de la botez încoace și prin botez, punând piatra de temelie la botez, vrea să-și facă lăcaș. Și asta înseamnă sfințirea omului. Sfințirea noastră vine prin faptul că facem lăcaș în noi, lăsăm spațiul lui Dumnezeu, loc de manevră, spațiul de manevră să facă în noi și să clădească în noi tot ceea ce este după asemănarea cu El. Dar noi trebuie să dăm aviz favorabil. Noi trebuie să zicem amin. Noi trebuie să zicem: Doamne, facă-se voia Ta, fă în mine ce vrei și fă din mine ce vrei și cum vrei. Și să zicem asta și pentru soț și pentru soție și pentru copii și pentru nepoți și pentru prieteni și pentru dușmani. Adică cei care ne fac rău, că noi nu avem dușmani, nu vrem să facem noi rău cumva, dar sunt alții care ne fac. Și Dumnezeu face partea Lui. Să avem siguranță, certitudine, fără nici cea mai mică îndoială.